Bagelnya juga ini kerja rumah sih. Mara, am sosit timpul să desfacem codițele. Au trecut 2 săptămâni de când ați venit de la mare și doamna ce a zis că tot trebuie să le întimpi. Ia uitați-vă, părul a crescut deja și codițele nu mai sunt fixe, nu mai sunt lipite de cap. De aceea trebuie să le desfacem. Nu! Mami, nu poți sta așa, nu mai arată bine. O să facem altele. Bine, mami. Tăiem un pic din ața verde și începem să desfacem. Ce faceți aici? Uite, m-am apucat să desplătesc codițele mari și vei urma tu. Nu, eu vreau codițele mele. Dacă stai să ți le desfac, am o surpriză pentru voi, pentru ambele. Ce surpriză, mami? Mama v-a pregătit păpuși Lala Lupsi. Iar una dintre ele, cel mai mare set de joacă, e un set special pentru păr. O să vă dau părul cu sclipici, o să vă fac șuvițe colorate. Vă pun clămițe, fundițe și o să arătați super! Ce părere aveți? Stați la desplătit? Da! Ok, te-am adus în scaun și voi analizați păpușile în timp ce eu despletesc. Scot de aici. Acum este un păr amestecat cu oață. Eu pot să-l desfac singur. Începem. Va dura ceva. Vrem la la lupsi! Vrem la la lupsi! Vrem! Fiți atenți! Am scos ața verde! Acum trecem și la ața portocalie de la Mara. Tot ața portocalie! Taram! Scoate mama la tine ața roz, da? Și în sfârșit scoatem și șuvița Teodorei. Uite-te o șuvița ta! Prima șuviță roșie, roz. Acum trecem și la cea roșie. Acum scoatem și șuvița roșie. Poftim, Teo! Bun! Trecem la șuvițele groase ale Marei. Cu care vrei să încep, albastru sau roz? Ok. Șuvițele blonde ale Marei. Vedeți ce frumos se văd? Acum o să ajungem. Și aproape e gata culoarea albastră. Poftim, Mara! Cu culoarea roz. Acum culoarea roz. Și gata! Ține, Mara? Wow, Mara e gata! Cum e? Cum te simți după atâta timp? Fain, e super fain. Creață. Teo, hai să fii creață și tu! Galben sau albastru? Pe care albastru. Te scoate? Suntem pe cale să scoatem șuvița albastră. Gata, Teo! Gata, e aproape gata șuvița, o scoatem. Șuvița galbenă. Taram! Poftim! Șuvițele le păstrați amintire, aveți amintiri și păzele și uite ce crețe frumoase! Păpușelele lui mama crețe! Și să trecem la Lala Lupsi! Vreau să încep cu astea mici. Cu cele mici începem? Da! Haide! Și hai să ne facem! Trecem din nou la Hoppa! Avem blind bag-uri? Câte blind bag-uri sunt? 1, 2, 3, 4, 5 blind bag-uri într-o singură cutiuță și un catalog. Stai, așteaptă un pic să vedem catalogul. Asta e nu e. Ce catalog? Avem ceva din păpușile mari? Nu cred, cred că sunt doar păpuși mici. Da. Acolo e păpușa! N-are păr, cred că într-o punguță e părul. Este simplă, are mâini, picioare, un ochișor din nasturi. Eu păpușile astea le plac de când am citit o carte, Coraline, pentru copii, în care este vorba despre o astfel de fetiță cu ochi din nasturi. Ia uitați, wow, ce păr frumos! Mara are părul. Ia uitați părul meu. Hai să intrăm eu aici. Oh, wow, nu cred! Ce e? O chestie, cred că le pus pe mână. O dinție? O brățară? Are papucii? Eu am rochiță! Are papucii? Ia, o să o împărțăm. Stai să vedem dacă are stângul dreptul. Ia uite! Da, au cătare. Ia uite, mami! Cât e de frumoasă! Deci chiar sunt niște păpuși foarte frumoase. Vreau să vă spun că seamănă cu eloelurile, dar spre deosebire de eloel, au costat mult mai puțin, cred că le-am prins și la promoție și mi se par mult mai de calitate.
이렇게 자다. 우와! 이거를. 대체. 귀여워. 아시. 다시 좀 잡아요. Negru cu alb, fața este alb vopsită și are bluza de mim. Teo o are pe Peanut Big Top, care cred eu că este dresor de animale, deoarece are un elefanțel. Ia uitați copii, elefanțelul meu. Priviți, înăuntru este o căsuță. Și aici este parc. Aici papușa. O vom deschide pe Jewel Sparkle. E sclipicioasă. Ia să vedem ce avem aici. Scoatem așa. Da. Dăm cutia la o parte. Mara, uite-te un pic la catalog. Avem oglinjoara. Și aici? Culoarea pentru păr. Gata, am fixat culoarea. M-am murdărit un pic pe mâini. Luăm șuvița. O punem așa pe burețel. Închidem aici și tragem. Wow! Ce frumos iese! Hai să facem și la Mara o șuviță. Wow! Cine are șuvițe, mo? Eu. Acum desfacem un fion. Priviți fionul. Mai avem o funguță cu sclipici. Și aici o chestie cu parfum, cu apă trebuie să-i pui, cred. Un parfum, ha! Îl vom umple cu apă, umplem fionul cu sclipici și revenim. Am umplut uscătorul de păr cu sclipici, pe aici am introdus sclipiciul din acest recipient. Am pus apă în acesta. Acum voi da cu apă pe păr și închide ochii, vin cu sclipiciul. Wow, ce frumos! În partea asta, priviți ce ploaie de sclipici! Și trecem și la Mara. Îți place, Teo, cum a ieșit? Acum ne mutăm la Mara. Cum e, Teo? Ce îmi place acest sistem! Ha! Wow! Acum eu o să dau cu sclipici! Teo a dat-o pe Mara. Ia să vedem. Uite, are o plasă de păr aici. Fiți atenți! Ca să stea părul. Vai, ce frumos după ce o să scoatem ea zbun. Iar azi părul e foarte frumos ca al nostru. Picioarele îi se mișcă, mâinile îi se mișcă, are coroniță și părul aici este strong. E da, cu mult fixativ. Ați vrea un breton din ăsta? Da. Nu cred, sigur v-ar deranja ca stați seapănă așa în capul vostru. Acum Mara vrea să dea cu sclipici păpușa, așa cum Teo a dat-o pe ea. Poftim sclipiciul, a dat-o un pic cu apă. Super! Se prinde mai bine la ea. Bun, gata! Și priviți-o, băbușa noastră frumoasă cu bucle. Hai să ne punem! Hai să punem fetelor și clămițele. Și să-i punem Teodorii o clămiță. E frumos! Dăm să-i pun și Marei. Hai să trecem și la următoarele. O luăm pe Spot Splatter Splash. Băbușa vine cu perie, ține Teo. Și cu animăluț. Ia uitați, are și așa un prieten. Ia uitați, păpușica are o penslă, are păr galben cu o fundiță roșie și puncte albe. Are o rochiță foarte frumoasă, pictată. Ea este o artistă, după cum vedeți. O scoatem și pe Crumb Sugar Cookie, care este cofetar. Ea face prăjiturile.
Și la fel are un animăluț, un șoricel, perie, are o ceașcă din carton într-o mână și un tel. Mai departe o să vă prezinte Teo. Are un șoricel, are șorțulet și fundiță neagră și a face prăjituri. O scoatem și pe ultima din serie pe care noi o avem. Și eu. Ia uitați. Priviți aici, avem toată seria, toate cele patru păpuși. Avem pisicuță aici, la cântăreața noastră, Stormy Sky. Și priviți și plasa de păr despre care vă spuneam. Dar apoi ea se scoate. Ia scot. Stai, nu acum, hai să scoatem un pic păpușa, da? Este de aceeași culoare. Este de aceeași culoare cu părul. Stormy este gata, i-au scos plasele de păr. Uau, ce textură faină. Și priviți codițele cârlionțate. Ea este chitaristă, este o rockeriță foarte frumoasă. Priviți ce ținută metalică are și fundița cu sclipici, păr mov și șuviță fucsia. Yeah! Să înceapă petrecerea! Petrecerea la la Luxi! Cu muzică rock și sclipici și animăluțe haioase și păpuși fabuloase! Noi rămânem să petrecem, iar vouă vă spunem, ați fost pe canalul Mare, dați like și share și nu uitați să vă abonați! Pa, pa!